Bobița și Buburuza, prieteni sunt de când se știu. Merg și prin pădure, merg și pe câmpii, vesel sunt. Bobița și Buburuza, apare soarele pe cer. Peste munți și peste văi, ei trec mereu, tot râzând. Bobița și Buburuza, prieteni sunt de când se știu. Moș Crăciun. Într-o dimineață de iarnă, Buburuză, fetița mămăruță, îi spuse lui Bobiță, băiatul Melc: „Închipuieți, în seara asta vine Moș Crăciun!" „Serios?" spuse mirat Bobiță. „Da, el pune un cadou în cizmulița fiecărui copil cu minte. Pune-ți și tu cizmulița în geam." Seara, Bobiță își curăță cu grijă cizmulițele și le puse în geam. Culcat plin de emoții, nu reușea să adoarmă. Privea cerul să vadă oare când sosește Moș Crăciun cu sania trasă de reni. Buburuză se trezi dis de dimineață, fugi la geam de îndată. În cizmulițe o așteptau multe cadouri: creioane colorate și un măr roșu și mare. Bobiță fugi și el la geam emoționat. Era foarte curios să vadă ce i-a adus Moș Crăciun. Dar vai, cizmulițele lui erau goale. Bobiță era atât de trist încât n-a văzut pachetul mare roșu din geamul alăturat. S-a uitat din nou în cizmulițele lui, le lovea, le scutura, dar în zadar nu găsea nimic în ele. Desupărat ce era, a plecat în lume. „Mie nu mi-a adus nimic Moș Crăciun," spunea plângând, „deși am fost un copil melc atât de cuminte." Între timp, Buburuză s-a dus să-l viziteze pe Bobiță. „Ei, ia uite ce am primit de la Moș Crăciun!" Degeaba bătea la ușă, băiatul Melc nu-i deschidea. Buburuză s-a speriat. „Unde a dispărut oare Bobiță? Trebuie să-l caut!" Au plecat cu ea Vendel, băiatul Rădașcă, Baltazar, băiatul Albină și Fulgușor, fetița Fluture. „Bobiță! Bobiță! Hei, Bobiță!" Se întunecase până când prietenii l-au găsit pe Bobiță. Și dea pe un trunchi de copac și plângea amarnic. Buburuză alergă la el. „Ce e, Bobiță? Ce s-a întâmplat?" „Moș Crăciun nu mi-a adus niciun cadou, deși am fost într-adevăr un băiat melc cu minte." „Nu vorbi așa," îl consolă Buburuză. „Sunt sigură că și tu ai primit un cadou. Poate a fost atât de mare încât nu a încăput într-o cizmuliță, iar Moș Crăciun l-a pus altundeva." „Nu, eu n-am primit nimic. Nici nu cred că există Moș Crăciun." În clipa aceea a apărut pe cer o sanie. Era trasă de doi reni. „Ho, ho, ho!" Moș Crăciun le făcea copiilor cu mâna. „Sper că fiecare v-ați bucurat de cadouri. La anul voi veni din nou." Bobița se uita cu gura căscată după moș. „Să mergem acasă la Bobiță și să-i căutăm cadoul." Băiatul Melc se însenină. Acasă la Bobiță, toți au observat repede pachetul mare și roșu. „Privește, cadoul tău e în geamul alăturat." „Așa e, ce bine!" Bobiță își despachetă cadoul. Înăuntru se afla un set de clopoței colorați de vânt. Bobiță lovi un clopoțel, apoi ceilalți se loviră unul de altul și casa se umplu de clinchetul lor. „E minunat!" Vendel agăță clopoței deasupra intrării, apoi copiii și-au luat rămas bun de la Bobiță. Bobiță se culcă mulțumit. Clopoței îl făcură să adoarmă imediat. Bobiță și Buburuză, prieteni sunt de când se știu.
La cules de afine. Într-o zi de toamnă, Bobiță și Buburuza au pornit la cules de afine în pădure. A venit cu ei Fulgușor, fetița Fluture, și Dima, băiatul gândac al cartofului. Eu voi culege cele mai multe afine! A strigat entuziasmat Dima. Priviți, tufa aceea e plină de afine! A spus băiatul Melc. Le culeg eu! Dar Dima i-a luat-o înainte, a sărit repede și a cules cele mai frumoase fructe. Vai, și această tufă e plină de afine? S-a entuziasmat Buburuză, dar gândacul cartofului a fost din nou mai rapid. Până a ajuns Buburuză, el a cules cele mai frumoase afine. Dima, așa ceva nu se poate, nu mai culege toate afinele tu, a spus supărată Buburuză. Deodată le-a apărut în cale un pârâiaș. Trebuie să construim un pod, a spus Fulgușor. Eu știu cum să facem, veniți să aducem acel trunchi de copac. Toți au pus mâna și împreună au cărat trunchiul greu. Prietenii au construit un pod rezistent din trunchiul de copac. Suntem gata, a suspinat Fulgușor. Priviți, acolo este un afin plin cu boabe albastre. Atât i-a trebuit lui Dima. Eu ajung primul, ale mele vor fi afinele. A împins-o pe fetița Fluture și picioarele lui Fulgușor au alunecat, iar ea a căzut drept în apă. Ajutor! Vai, Fulgușor, prinde-mă de mână! A strigat speriată Buburuză. Dar Fulgușor era dusă de apă și nu reușea să se prindă de mâna Buburuzei. Bobiță a adus o creangă lungă. Prinde creanga, Fulgușor! A strigat el, dar nici această încercare nu le-a reușit. Apa o ducea mult prea repede pe Fulgușor. Dima, ajută-ne! Trebuie să o scoatem pe Fulgușor din apă! A strigat Buburuză și, prinzând-o pe Fulgușor, a tras-o din apă. Vai, mi-e frig, mi-e frig! Mi-am udat și aripioarele! Tremura Fulgușor. Îți dau hăinuța mea, eu sunt vinovat pentru tot. Nu fi supărată, Fulgușor, a spus Dima. Ești drăguț, i-a spus Buburuză lui Dima. Dar ai să răcești fără hăinuță. Mai bine să culegem niște frunze mari cu care să o acoperim. Bobiță, Buburuză și Dima au acoperit-o pe Fulgușor cu frunze mari de lobodă. Dar fetița Fluture tot mai tremura. Tot mi-e frig, mi-e foarte frig. Aripioarele mele, uitați-vă, nu le mai pot mișca. S-au udat, sunt distruse. A plâns îndurerată. Soarelui s-a făcut milă de fluturașul care plângea. A coborât și a mângâiat ușor cu razele lui aripioarele lui Fulgușor. Aripioarele de fluture s-au uscat repede și au devenit ca noi, exact cum erau. Ura! Aripioarele s-au uscat și rochița! Nu mai este frig! Mulțumesc, soare drag! A spus fericită Fulgușor. Nu fi supărată, Fulgușor, a spus Dima. Altădată n-am să mai culeg toate afinele. Îți dau ție tot ce-am cules eu. Mulțumesc, Dima, dar afinele trebuie să fie ale tuturor, a spus zâmbind Fulgușor. Să mergem la mine acasă și să facem o prăjitură. În curând au ajuns la Fulgușor și s-au apucat de treabă. Au spălat afinele și le-au curățat de frunze. Lucra lingura de lemn, lucrau și ei și un miros plăcut a umplut bucătăria. Prăjitura cu afine a fost gata imediat. La ospăț au venit Vendel, băiatul Rădașcă, Baltazar, băiatul Albină, și Gombi, gândacul Florilor. S-au așezat cu toții în jurul mesei, au mâncat și au discutat. Bobiță și Buburuză, prieteni sunt de când se știu. Teatrul de păpuși. Într-o zi de vară, Bobiță, băiatul Melc, a bătut agitat la ușa Buburuzei. Azi va fi spectacolul cu păpuși. Hai să ne grăbim, să le spunem lui Dima și lui Fulgușor. Bobiță și Buburuză au bătut mai întâi la ușa fetiței Fluturaș.
Fulgușor, trezește-te, repede! Azi va fi spectacolul mușițelor. Vor juca albă ca zăpada. Apoi s-a oprit în fața casei gândacului de cartofi. Dima, alo, hai pe câmpie, la spectacolul cu păpuși! Dar Dima n-a deschis ușa. Dima, întârziem, grăbește-te! A strigat neliniștit Bobiță, dar n-a primit niciun răspuns. Fulgușor timidă a apăsat clanța și s-a uitat înăuntru. Gândacul cartofului stătea în pat. Dima, îmbracă-te repede, trebuie să pornim! Eu nu mă duc, burta mi-e plină de bubițe. Ceva m-a înțepat în timpul nopții. Simt o mâncărime intensă, a scâncit Dima. Ia să-ți văd înțepăturile, a spus Buburuză. Nu sunt înțepături, e varicelă, constată fetița Mămăruță. Nu te speria, și eu am avut varicelă, aveam mii de bubițe. Mă duc să-l chem pe doctorul Bufniță, zise Buburuză. El îți va spune ce ai de făcut. În curând sosi doctorul Bufniță. Îl examină temeinic pe Dima. Într-adevăr ai varicelă, e o boală contagioasă. Nu te poți duce la teatrul de păpuși, Dima. Contagioasă? Bobiță, Buburuză și Fulgușor vor avea și ei varicelă? Nu, varicela se ia doar o dată în viață. Ei au trecut deja prin asta anul trecut. Cel mai important e să nu scarpini bubițele. Va mai fi spectacolul cu păpuși și altă dată, îl consolă Bobiță. Nu fi trist, te vei face bine repede, zâmbi Buburuză. Micii prieteni și-au luat rămas bun de la Dima și-au pornit spre teatrul de păpuși. Pe câmpie, scena era deja ridicată. Trupa de păpușari era formată din 5 mușițe. Curând cortina s-a deschis și a început spectacolul. Prietenii noștri au urmărit spectacolul în liniște, iar la final i-au aplaudat pe păpușari. Apoi mușițele le-au dat voie locuitorilor pădurii să se uite la păpuși și să le ia în mână. Păcat că Dima n-a putut să vină cu noi, spuse Buburuză tristă în drum spre casă. I-ar fi plăcut foarte mult. Și ce-ar fi dacă i-am prezentat spectacolul chiar noi? Zise deodată Buburuză. E o idee minunată, Buburuză, spuse Fulgușor. Cei 3 prieteni s-au apucat de treabă în casa pestriță. Fulgușor desena piticii, Buburuză pe albă ca zăpada și pe prinț, iar Bobiță pe mama vitregă. Decupau desenele și le lipeau pe bețe. Când au terminat, s-au furișat până la fereastra lui Dima și au bătut în geam. Gândacul cartofului curios a deschis fereastra. Începe spectacolul! A strigat Bobiță vesel și a început povestea. Mulțumesc, le-a spus Dima. Sunteți prieteni buni. Peste 10 zile, doctorul Bufniță a venit iar, dar deja bubițele lui Dima dispăruseră.